Ursula von der Leyen face anunțul: Rusia și Vladimir Putin vor răspunde pentru crimele de război. Acordul privind înființarea unui nou centru internațional pentru inculparea crimei de agresiune va fi semnat la conferință în acest weekend, a anunțat președinta Comisiei Europene. Ursula von der Leyen. Potrivit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul privind înființarea unui nou centru internațional pentru inculparea inculparea crimei de agresiune va fi semnat la conferință. Aștar asistăm la un prim pas important pentru a trage Rusia la răspundere pentru crime de război va fi făcut la conferința internațională din orașul Viv din vestul Ucrainei în acest weekend. Rusia și Vladimir Putin trebuie trași la răspundere pentru crimele teribile împotriva Ucrainei. Acordul privind înființarea unui nou centru internațional pentru inculparea crimei de agresiune va asigura dovezi pentru viitoare proceduri legale și va fi localizat la sediul Agenției Uniunii Europene de Cooperare în materie de justiție penală, la Haga. Rusia și președintele Vladimir Putin vor răspunde pentru crimele teribile împotriva Ucrainei, a afirmat von der Leyen într-un mesaj. Există dovezi tot mai multe privind atacuri directe asupra populației civile, precum și asupra aprovizionării cu energie și a altor infrastructuri. Se știe că forțele ruse au recurs la tortură, rele tratamente, violență sexuală și execuții sumare. Nici măcar copiii nu sunt scutiți, a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.